Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Iată astăzi o emisiune ceva mai tristă, în sensul că am invitat pe o cunoscută animatoare a vieții culturale românești, e vorba de doamna Cătălina Bostan, președinta Asociației Culturale Gong, pentru a dezbate o temă care ne preocupă extrem de mult în ultima vreme, prin atâtea întâmplări tumultoase ale vieții politice. Iată că am ajuns să constatăm că acele repere culturale ale vieții noastre, e vorba de mari artiști, de titanii scenei românești, se cam duc unul după altul. Ieri a murit Ghiuri Pascu, un îndrăgit actor de comedie și nu numai, el a cochetat foarte mult și cu muzica, de bună calitate, cu divertisment, dar și cu divertismentul. Astăzi am aflat cu tristețe că un alt mare actor al scenei românești, e vorba de Sebastian Papaiani, a părăsit scena vieții pentru a merge să joace acolo sus în cerul, știu eu, poate pentru îngeri. Bună ziua și bine ați venit la Roman 24 și la Interviu cu Flora Ordean. Ce se întâmplă, doamnă Cătălina Bostan, cu această generație de aur, cu acești monștri sacri ai lumei teatrale românești, dar și a cinematografiei în același timp, pentru că tot timpul la noi actorii au îmbinat arta teatrală cu cea cinematografică. Da, iată că a doua zi a săptămânii vine cu o veste la fel de cutremurătoare ca cea de luni, când Ioan Ghiuri Pascu s-a alăturat steluțelor de acolo de sus să facă muzica îngerilor. Iată că astăzi un alt artist emerit al scenei, Sebastian Papaiani, părăsește scena pământeană pentru a se alătura celor de sus. Cu tristețe și cu regret pentru acești oameni deosebiți care au avut o carieră și un parcurs extraordinar. Ne-au lăsat un tezaur minunat, de unde mai noi actori și viitori actori vor avea o bogăție imensă de unde să se inspire și să-și croiască o adevărată identitate artistică. Aș vrea ca, înainte de a trece în revistă marile nume ale scenei și ecranului, a marelui ecran care ne-au părăsit în ultima vreme, să urmărim preț de câteva minute un interviu pe care nepoata mea, Milena Tănase Ordean, l-a realizat anul trecut cu Ghiuri Pascu la Casa Veche. Știm că acest club artistic, au venit nume sonore ale scenei românești și Ioan Ghiuri Pascu chiar a fost de mai multe ori invitat și să urmărim un pic acest scurt interviu, bine realizat la nivelul de percepție a unui adolescent care cochetează cu muzica, rock, și să vedem cum, în cuvinte extrem de simple, dar foarte adevărate, acești trei titani ai vieții artistice românești, că este vorba nu doar de Ghiuri Pascu, el a venit însoțit de alți doi colegi, de Vladi Kneževici și de încă un mare muzician al scenei românești, Teo Boar, dacă nu mă înșel eu, pricep mai puțin la muzică, doar la știri. Iată interviul realizat de Milena, care anul trecut, la vremea aceasta, susținea la Roman 24 o emisiune muzicală de promovare a marilor valori ale rockului românesc. Trei dintre greii muzicii românești, Ioan Ghiuri Pascu, Teo Boar și Vladi Kneževici, au fost invitați de mai multe ori la Casa Veche din Roman, dar și oaspeții emisiunii Listen to Rock, Be Rock, susținută săptămânal de o puștoaică la Roman 24. Cei trei au vorbit despre pasiunile lor pentru muzică, despre talent și despre muncă. În stilul șugubăți, Ioan Ghiuri Pascu și prietenii săi au răspuns tuturor întrebărilor despre lucruri serioase pe care le face un om de-a lungul vieții sale. La mine primul contact cu muzica a fost când probabil doctorul m-a lovit peste fund, așa cum am născut, și atunci am scos primul sunet, care a fost prima mea manifestare muzicală. Asta a fost, când m-am născut. Regretatul artist a răspuns și la o întrebare ce se pune adesea: cât din viața unui om este talent și cât este muncă? Păi 97% talent și 3% exercițiu. Așa e. La mine așa e, nu știu, la alții nu știu cum este. Eu n-am avut timp să exersez mult bine. Dacă e să o luăm așa, să vorbim mai mult, fiind în corul școlii mult timp, din clasa 3-a și pe urmă, din clasa 9-a intrând în corul de cameră, normal că se disciplinează emisia vocală. Dar eu am avut o putere fantastică de a cânta în orice fel auzeam. Deci eu ascultam la radio muzici, pentru că pe vremea aia nu aveam altundeva unde să ascult. Și efectiv, dacă cineva cântam bel canto, eu începeam să cânt dacă cântam un bel canto. Dacă era emisie de pop sau de rock, aveam această emisie. Deci dacă era Nicolai Fantis la radio? Dacă era Nicolai Fantis, atunci imitam pe Nicolai Fantis. Eu imitam de foarte. Talentul trebuie susținut în viață de muncă. Multă muncă. Ce înseamnă a fi vedetă și cât reprezintă vedetism sunt alte puncte de vedere ale regretatului artist plecat la doar 55 de ani să facă artă în ceruri. Este o întrebare capcană, pentru că nu știi când, dacă te mai naști odată, unde și cum te naști. Pentru că acum te-ai născut cu niște anumite talente și cu anumit har, pentru că altfel informația totală este în ADN-ul fiecăruia, dar fiecare când se naște într-un anume trup are o anume misiune pe pământ și atunci anumite talente pe care să le înnobilești și cu care să-ți faci treaba pe pământ. Dar dacă noi ne vom naște cu talent de fierar, după aceea degeaba vrem să luăm de la capăt la fel și de fapt să avem urechi de tablă și să cântăm foarte prost. Am avea șansa să intrăm în discoteci, să fim vedete, da, ar fi o șansă mare. Sau să nu putem vorbi, ca lumea am avea o altă șansă, să fim parlamentari. Deci nu se știe niciodată, cu cât ești mai puțin talentat, când te naști ai șanse foarte multe să ajungi vedeta. Marele artist a avut puterea să emită judecăți de valoare și despre amintirile pe care le are omul în viață, dar și despre puterea de a alcătui și un memorial al bucuriei, nu doar unul al durerii. Până n-aveți atâta card de memorie câte amintiri avem noi în memorie și n-are niciun rost. Vorbim prostii și toată lumea trăiește numai din amintiri, văd că toți cu filmele românești ne recuperăm trecutul, cu emisiunile românești ne recuperăm trecutul, toată lumea plânge la memorialul durerii. Dar să facem și noi memorialul bucuriei prezentului. Acum ne bucurăm să cântăm și asta e cel mai important. Amintirile rămân acolo, răscolesc pe domnul Duță de câteva ori, câteodată. Amintirile mă chinuiesc. Pe noi nu ne chinuiesc amintirile. Pe mine vorbea nici mușchii nu mă încurcă pentru că n-am. De aceea am mâncat un mușchi de vită mai înainte. Ioan Ghiuri Pascu a avut și opiniile sale bine conturate despre viață, despre bucuria lucrului bine și temeinic făcut și despre faptul că viața nu trebuie să fie o teoremă matematică, ea trebuie trăită pur și simplu pentru tine și pentru semenii tăi. Toți suntem meșteri foarte buni în viața celuilalt. Toți știm mai bine cum trebuie celălalt să trăiască sau ce să facă. Așa că niciodată nu voi da sfaturi. Întotdeauna mă bucur să le sugerez, după ce am trecut prin experiență proprie, să le împărtășesc experiența mea proprie și să le spun, în momentul în care ți-ai găsit menirea și ne ești, să te ții cu bucurie de ea, să ai bucuria lucrului făcut, fără mari așteptări. Pentru că de multe ori îți fixezi vise și dorințe și ele sunt cele care te împiedică să le îndeplinești, pentru că ești atât de înverșunat să le faci, încât nu te mai poți bucura de drum. Și atunci bucură-te. Acum cânti, dacă cânti, cântă și pe vezi. Dar noi întotdeauna ne punem acolo să ajungem nu știu cine și după aia n-ajungem și plângem. Ori noi, ori mămica, ori tăticul, cineva plânge. Viața nu e o luptă, viața e un dar. E de împărtășit, nu trebuie demonstrat nimic. Noi tot trebuie să demonstrăm tot timpul ce să demonstrezi, că nu-i teoremă viața. Cu un dezvoltat simț al ironiei și autoironiei, marele artist a emis judecăți de valoare despre viață în general și despre artă în special. Arta este făcută pentru a rămâne în inima oamenilor pentru eternitate. Marele artist s-a numărat printre cei care sunt de părere că la noi, în general, celebritatea și prețuirea pentru oamenii de valoare se cucerește abia după moarte. La mine e secretul că nu am murit, pentru că încă trăiesc, mai sunt pe scenă. Dacă muream, probabil nu mai eram. Cred că ăsta e singurul secret. În momentul în care nu mai trăiești, nu mai ești pe scenă. Rămâi doar în inima oamenilor. Și atunci devii mult mai celebru. În general, ești mult mai apreciat după ce nu mai ești. Mă și gândesc totdeauna așa cu un zâmbet semi-amar, așa în colțul gurii, cum o să fie după, când o să spune, vai, domnul Pascu, întotdeauna găsea un zâmbet, ce artist, țara este mai săracă acum, cu nu știu ce, cultura română a mai sărăcit acum după dispariția domnului Pascu. Ce puțin, nu i s-au dat oportunități, n-a fost lăsat să facă, nu știu ce, nu i s-au dat posibilitățile toate, ce păcat, acum este prea târziu și ne pare rău și nu știu ce, pentru că de astăzi... Biografia, autocritica și autopsia. Da. Așa spune că sunt cele trei faze ale vieții. Da, asta era chestia. De astăzi, cultura română este mai săracă. Niciodată Ioan Ghiuri Pascu nu a avut dificultatea de a alege între actorie și muzică. A avut însă întotdeauna bucuria de a iubi ceea ce a făcut, de a se bucura de spectacolul vieții care trebuie trăit așa cum îl simți. Pentru mine nu este greu niciuna, nici alta, pentru că asta e bucuria mea, asta e ceea ce știu să fac cel mai bine și mă bucură. Și pentru mine, în momentul în care fac ceva ce iubesc și ce mă bucură, înseamnă că de fapt n-am lucrat nicio zi în viața mea. Pentru că așa se spune, că te chinui și lucrezi. Un mare chitarist american spunea, don't work on the stage, play. Deci muncești acasă și pe scenă nu muncești. Te joci. Pentru mine face parte din acest spectacol al vieții. Pentru mine... a fi om și a te juca cu toate celelalte, știind care e menirea ta, îi vine din poanie și știi că ești de fapt un instrument al divinității care doar dai mai departe ceva ce ai primit. Eu sunt așa, dar ca un canal, ca o țeavă. Așa că mie dacă e să scriu, scriu, dacă e să cânt, cânt, dacă e să fac actorie, nu e greu. Ioan Ghiuri Pascu face parte din lungul șir al artiștilor români de valoare care la doar 55 de ani după ce a fost ros de o boală gravă de inimă pe fondul unui diabet a părăsit scena vieții în plină glorie. Membru al grupului Divertis, Ioan Ghiuri Pascu a făcut parte din pleiada de artiști de valoare ai lumii artistice românești care din păcate în ultimii ani părăsesc rând pe rând scena vieții terestre spre a se muta pe aceea din ceruri. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i ofere bucuriile vieții de dincolo, dacă aceasta există. Am văzut Ghiuri Pascu, Teo Boar și Vladi Kneževici, doi mari artiști ai scenei muzicale românești. Susțin că un lucru trebuie făcut în viață cu, în primul rând, din pasiune. Din pasiune. Chiar dacă și în cazul lui Ioan Ghiuri Pascu el a împletit într-un mod extraordinar artele, pentru că nu a făcut numai muzică. Teatrul a venit în viața lui ca o binecuvântare și un punct determinant a fost trupa Divertis, care avea la acea vreme o emisiune la ProTV, unde s-a alăturat marilor artiști. Știm deja cuplul celebru de scenă Monica Angel și Ioan Ghiuri Pascu, când știu că eram adolescentă și abia așteptam sâmbătă seara să văd acea emisiune și să-i aud cântând. sau jucând teatru, să-i văd jucând teatru și iată că adevăratul talent l-a dus până la desăvârșire, pentru că a compus muzică, a jucat în piese de teatru roluri celebre, Tache, Iancă și Cadâr, a fost distribuit de doi regizori foarte mari ai filmului românesc, Mungiu, și a fost distribuit în filme de excepție, iată că ne lasă o avere artistică deosebită. Un om care a făcut cu mult suflet și cu multă pasiune această menire, pentru că nu este o profesie, este o menire. Interesant este că toți acești mari oameni ai scenei românești nu întotdeauna au urmat studii de specialitate, asta cu atât mai mult cu cât această generație, cum i-am zis noi, generația de aur a teatrului românesc, a activat în perioada comunistă, când Institut de Artă Teatrală și Cinematografică exista doar la București și acolo cu un număr extrem. Era extrem o performanță nemaipomenită să pătrunzi la acest institut de teatru unde predau marii monștri ai artei teatrale. Ai care unul dintre ei chiar recent ne-a părăsit de câțiva ani, în ultimii 5 ani, mari actori care au dispărut, Ioan Cojar, care a fost și un renumit pedagog și profesor la UNATC București. Și totuși aceștia au fost cei care au ținut standardul artei teatrale și cinematografice românești extrem de sus. Haideți să ne gândim doar la un regizor ca Sergiu Nicolaescu, și el dispărut, iată, chiar nici nu l-am inclus în lista aceasta de mari dispăruți. Care a realizat niște... El a realizat marile capodopere ale filmografiei românești. Concurau cu cele de la... și-ar fi putut face carieră oricând în străinătate. A avut foarte multe invitații, da. A fost, știți cum, au avut și norocul, șansa, dar și talentul să nască într-o perioadă în care cinematografia română avea destule resurse, exact, și se făceau câteva sute de filme pe an. Acum, pentru că ele erau finanțate de la bugetul Ministerului Culturii, ori Acum pentru orice proiect trebuie să cauți singur finanțare, pentru marea majoritate a proiectelor trebuie să cauți finanțare și mai să dezvolți aici bugetele județene, bugetele locale, adesea. Dar într-o oarecare măsură. Interesant este cum această generație a fost extrem de generoasă, în opinia mea, întrucât și în această lume, ca în lumea de fiecare zi, există un soi de egoism al artistului, există mâncărimi între actori. Totuși ei au format, mai ales generația aia din timpul comunismului, poate cenzura, știu eu, care i-au determinat să formeze o mare familie artistică. După părerea mea, cred că orice artist care se respectă și care este într-adevăr artist este înzestrat mai ales cu o modestie extraordinară, pentru că a dărui înseamnă să ai un suflet, să ai un suflet generos, să ai un suflet bun, să ai un suflet care înțelege așteptările celor din jur. În cazul artiștilor, cred că, cel puțin de generație trecută, cred că e greu să vorbim despre egoism. Poate în zilele noastre, când accede la succes, e mai greu, e mult mai greu. Nu știu dacă e chiar așa de greu accede la succes, pentru că la succes, vorbim la succesul de calitate, la asta, da, că exact. Chiciu predomină extraordinar de mult în dar creațiile. Noi, opinia publică, avem aceste pârghii în mână și putem să alegem lucrurile de calitate, nu? Bine, întotdeauna publicul a fost cel mai bun critic și categoric, însă mulți artiști au primit, mari artiști au primit titulatura de mari artiști poate din, datorită publicului. Fiind categoric, fiind consacrați de public. Iată însă că în interviul acesta creat de micuța noastră colaboratoare se vorbește că succesul în această meserie, căci este până la urmă meserie, ține de talent, de foarte multă muncă și de o putere fantastică de a nu cădea în ridicol, de a nu cădea în... pentru că trebuie să recunoaștem după grupul Divertis această comedie se îndreaptă cu pași repezi spre o doză de vulgaritate. Cel puțin acesta este punctul meu de vedere ca și filolog. Iată grupurile care... E foarte sensibilă întotdeauna trecerea de la un umor de calitate la a cădea în partea de ridicol sau a aduce în atenția publicului probleme destul de sensibile, astfel încât să rămână acel umor de calitate. Da, umorul românesc în ultima perioadă, sau cel puțin divertismentul românesc, a alunecat foarte ușor după mine, pentru panta aceea, și găsim modelele și contextele politice. Sigur că și... da, iată, vedem pe marile ecrane, pentru că această notă de vulgaritate aduce rating. Ori fiind televiziuni, vorba de televiziuni comerciale, ele țin de acest rating, pentru că ele se autofinanțează, iar finanțarea vine în raport cu ratingul pe care îl are fiecare din păcate, televiziune. Poate de aceea foarte mulți artiști ai scenei românești au ales și aici mă refer nu numai la actori, ci și la cântăreți, interpreți de muzică ușoară, populară mai puțin, dar de ușoară, generația mai veche a ales să treacă așa într-un con de umbră și vedem din ce în ce mai puțin și apar foarte rar la televiziune sau în radio. Cu toate acestea, după Revoluție a avut loc totuși un alt fenomen care a descătușat și creația artistică, dar și cea interpretativă, de această cenzură nemiloasă din timpul comunismului. Artiștii și-au dat frâu liber gândurilor, ironiei și autoironiei de foarte bună calitate. Am văzut chiar și în acest interviu cu Ghiuri Pascu, da, care a exprimat câteva puncte de vedere în întotdeauna teatrul, mai ales teatrul a avut ca și scop aducerea în prim plan a acestor tare omenești și prin modul ironic și autoironie de bună calitate. Mi s-a părut că gândirea lui Ghiuri Pascu despre ceea ce înseamnă celebritate, care la noi este recunoscută abia după moarte, de fapt nu cred că numai la noi, da, ci cam peste tot, abia după moarte, mi s-a părut extraordinar ca și punct de vedere. Așa e, din păcate, artist. De cele mai multe ori ajungem să pomenim aceste nume doar când ele deja dispar de tot din această existență pământeană și poate ar trebui să acordăm mai multă atenție actului artistic și adevăratelor valori pe care le avem. Asta doar printr-o educație susținută, De aceea încurajez mereu copiii de la o vârstă foarte fragedă să meargă la spectacole, să urmărească, mereu le spun copiilor mei din trupă să urmărească din filmele din Filmoteca de Aur a televiziunii române, pentru că există un tezaur extraordinar și o bogăție incomensurabilă de unde și acum trebuie să recunoaștem că este generos cu timpul nostru și această deschidere la informație. Deschidere la informație, dar mai ales mijloacele acestea moderne de difuzare. Exact. Dacă înainte puteai vedea un film doar în într-o sală de cinematograf, care din păcate au dispărut, iată că acum stai comod în fotoliu și te uiți acasă, pe ecranul calculatorului. Da, și să știți că există o bucurie imensă când observ că tinerii din ziua de astăzi încă vizionează cu foarte multă plăcere filmele de acum 20-30 de ani. Să le aducem aminte astăzi pe Sebastian Papaiani, care a făcut niște roluri magistrale în filmul românesc, în Toate punzele sus, în seria cu Dem Rădulescu, Brigada Diverse, da. Acestea și multe ale lor, chiar dacă în ultima vreme a fost și el tentat spre această parte mai facilă a cinematografiei, mă refer la telenovele. Poate există, au existat și un motiv, a existat un motiv de subzistență până la urmă, pentru că foarte mulți artiști au avut foarte mari probleme la bătrânețe cu a-și câștiga existența. Bine, asta era un lucru știut. Dar iată, întorcându-mă la marele dispărut de ieri, la Ghiuri Pascu, el pomenea în acest scurt interviu acordat postului nostru de televiziune despre ceea ce înseamnă pentru un actor în a face acel memorial al bucuriei, apropo de memorialul durerii realizat la postul național de televiziune, în care erau rememorate toate marile tragedii ale istoriei. Până la urmă, cred că asta trebuie să facem, o sărbătoare a existenței, pentru că sunt ani și clipe cu care nu ne vom mai întâlni niciodată și trebuie să dăm cezarului ce al cezarului, nu? Să oferim să ne oferim talentul, pentru că talentul neîntrebuințat e un furt, să-l oferim cu generozitate și să-i cinstim pe adevărații artiști atunci când ei au nevoie și sunt în prim plan. Iată că și media românească face un inventar al acestor valori dispărute de pe scenă și găseam în presa de ieri și de astăzi că doar în ultimii 5 ani au dispărut 15 mari actori. Până la urmă, numărându-i, noi am ajuns la numărul de 29. Hai să-i pomenim un pic, începând cu iată, în 2012 dispare de pe scenă Iurie Darie, Ioan Lucian, care a fost fondatorul Teatrului Ion Creangă și Excelsior, Emil Hosu, care am avut plăcerea să-l văd chiar în spectacol. Ce să spun, o parte din acești artiști am avut bucuria și norocul să-i întâlnesc în viață, în deplasările noastre cu trupa de teatru Gong. Am avut prilejul să cunoaștem o grămadă de personalități ale scenei românești. O parte dintre ei i-am văzut jucând, o parte ne-au fost chiar mentori și jurați în festivalurile de teatru de la Sinaia, de la București. Și cu atât mai mult emoția și dispariția acestor oameni lasă un gol mai adânc în sufletul nostru. Aș vrea un pic să discutăm despre ceea ce se întâmpla pe scena românească și înainte de Revoluție, dar și după aceea, în ceea ce privește profesionalizarea în sine. Am stabilit că și înainte de Revoluție, ca și mai ales după aceea, existau două mișcări artistice. Exista această mișcare artistică de amator și acea mișcare artistică profesionistă. Am constatat însă că chiar în această lume, nu toți, cum spuneau, aveau studii de specialitate. Așa, dar exista talent. Exista foarte mult talent. Ceea ce e diferențiat. Pentru a fi un artist complet e nevoie de talent și de, așa cum spunea Ghiuri, de multă dăruire. Eu aș mai adăuga perseverență și foarte multă disciplină. Sacrificiu, stres, nimic din ceea ce e omenesc. Iată că dacă o să trecem în revistă și o să vedem care este cauza dispariției acestor mari artiști, vom constata că fie este o boală cardiacă, deci așa, fie boli de acestea asociate care țin de comoții cerebrale, dar toate la un loc țin de o tensiune maximă și la modul medical spus, dar și la modul general. Știm cu toții că statutul de artist în România, nu vorbesc de celor neapărat consacrați sau care au un succes pe anumită perioadă determinată de timp, nu este foarte simplu. Iar concertele care se desfășoară în diverse locații, de cele mai multe ori neîncălzite, sau deplasările lungi, opositoare, nopți pierdute. Exact. Toate constituie un mijloc de uzură fizică. Exact. Dar, și de tensiune maximă, vorbim aici și de tensiune artistică, dar chiar și iar de... Iar stresul intervine și atunci când faci un lucru cu pasiune, pentru că un artist al zilelor noastre, de cele mai multe ori, trebuie să fie și un bun manager al activității pe care o desfășoară. Degeaba joci într-o sală goală de teatru. Și de cele mai multe ori sunt nevoiți să-și caute singuri contracte, să-și negocieze aceste contracte. Unii au impresari, unii nu. Bun, dar... și mai există aici pe un fond legislativ destul de incoerent, mă refer aici la acea lege a drepturilor de autor pe care a venit doar în avantajul a două entități private care s-au gândit ei să gestioneze resursele acestea nemaipomenite din punct de vedere financiar, însă nenorocirea este că din aceste fonduri colectate de cele două entități care se ocupă de aplicarea legii fondului de autor nu ajung în buzunarele artiștilor și mai ales a celor din generația trecută. Acelor din... Da. Aș vrea să mai trecem aici, deci în 2012, la 83 de ani, dispare Iurie Darie și el, după o lungă și grea suferință, are la activ, după documentarea mea, peste 40 de filme. El era și un bun desenator și apărea și în emisiunile pentru copii. Dacă ne amintim, înainte de Revoluție era o emisiune undeva pe la 7:30 în care Iurie Darie desena și povestea pentru copii. Ce alți actori mai ai tu? Tot în 2012, la 88 de ani, moare Ion Lucian, fondatorul Teatrului Ion Creangă, și el cu emisiuni renumite, Nicu Constantin, Jean Constantin, care... Un actor venit de la Teatrul de Revistă din Constanța și el celebru tot în toate pânzele sus. Nu avea studii de... Nu aveau studii. Eu l-am cunoscut. Foarte mulți, într-adevăr, foarte mulți artiști, și asta nu i-a împiedicat niciodată să recunoască public. Chiar povesteau din... experiența lor și din cei care au încercat de 7, 8 sau 11 ori la Academia de Teatru și Film, cum era atunci, astăzi UNATC, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, astăzi Universitatea, unde au predat mari monștri sacri, iarăși unul dintre ei dispărut, Ioan Cojar. Da. Ion Lucian a murit de o bronhopneumonie. Știm cât de umilit a fost marele actor atunci când prin 2009, iată că atingem chestia cu politicul, guvernul Boc a hotărât să nu mai permită, a spus el că se pune capăt crizei economice dacă nu va mai permite cumulul pensiei cu salariul. Iată o altă mare umilință pe care au suferit-o actorii noștri și țin minte că abia atunci, deci peste 80 de ani, Ion Lucian și-a preferat să renunțe la pensie să rămână să-și aducă mai departe crezul artistic. Da, și el este și fondatorul Teatrului Excelsior. Fondatorul, da. Fondatorul Teatrului Excelsior. Tot în 2012, la 70 de ani, un infarct face și Emil Hosu. Emil Hosu, da, care am avut prilejul să-l vedem în cadrul Festivalului de Teatru de la Fălticeni, Grigore Vasiliu Birlic, și i-am văzut tot într-un festival de teatru la Iași. Un bărbat frumos, temperamental. Da, jucând cu Catrinel Dumitrescu celebra piesă rusească Doi pe o bancă. Mi se pare că Catrinel nu era și soția lui? Da. Da, curios este că a murit pe scenă înainte de începerea spectacolului Aniversarea. El juca la Teatru Notara. Da. Erau la repetiție, era la repetiție la spectacolul Aniversarea. În 2011, că tot zicem ultimii 5 ani, dar de fapt nu sunt ultimii 5 ani, sunt mai mulți, în 25 octombrie 2011 dispare la vârsta de 88 de ani Liviu Ciulei. Iată că Mariana, lumea filmului românesc, regie. Mariana Mihuț declara despre el că a fost ultimul mare titan al scenei românești. Bine, acum cuvinte frumoase, mai ales în aceste clipe grele. Dar sunt oameni care au lăsat o zestre inestimabilă în urma lor. Și... Bine, dar nu doar pe scena românească. Liviu Ciulei, ne amintim că a fost actor, a creat atât în România, actor, regizor în România, Canada, Australia, director artistic al unui teatru din Minneapolis, Minnesota, în Statele Unite. În 1986 este profesor de teatru la universitățile din New York și Columbia, iar după 89 se întoarce în țară și devine director de onoare al Teatrului Bulandra. Da, la Teatrul Bulandra. Mai mult în cinematografie. Da, și ca regizor, foarte mult în ultima perioadă a vieții, mai mult în regie. Vorbeai de un alt mare actor, Jean Constantin. L-am cunoscut, nici el nu era, el a murit la 82 de ani în 26 mai 2010, infarct. Și la el 60 de filme, 10 de piese de teatru, coleg de scenă cu Stella Popescu, Alexandru Arcinel la Teatrul de Comedie. Da, și cu Sebastian Papaiani și el a jucat în toate... care au jucat în Pânzele sus, în Brigada Diverse. Și acolo iar cu un alt mare actor, Puiu Călinescu, și el... Puiu Călinescu de mult plecat, el... Și el mor de ceva vreme. Să nu mai vorbim de Dem Rădulescu, care... În 2009, anul 2009, la 75 de ani, stop cardiac, Gheorghe Dinică. 70 de filme. Care din filmele lui Dinică ți-au plăcut cel mai mult? Pentru că, interesant, rememoram faptul că el a jucat mai mult roluri negative. Cu toate acestea au fost memorabile. Avea o ironie foarte, foarte fină, se potriveau foarte, foarte bine această tipologie de rol. De mafiot, de... Bine, și mi-amintesc aici că el era foarte bun prieten cu Iordache, cu Ștefan Iordache. Cu Ștefan Iordache, da. Eu pe Ștefan Iordache l-am cunoscut înainte de Revoluție, a venit la Roman într-un turneu teatral și el împreună cu un alt actor mai puțin cunoscut, făcând parte un nepot al Luciei Sturza Bulandra, vorbim de Șerban Cantacuzino, jucase în foarte multe filme ale lui Titus Popovici. Da, ultimul rol pe care l-a făcut Ștefan Iordache, pentru că este Anul Brâncuș, a fost chiar rolul lui Brâncuș. Este o piesă de teatru scrisă de domnul Valeriu Butulescu, Pasărea de Aur sau Infinitul Brâncuș se mai numește. Din păcate nu a putut fi televizată, dar există în Arhiva de Aur, în Arhiva de Aur a Radiodifuziunii Române, iar ea este... Păcat că această arhivă este mai puțin accesibilă marelui public. Da, să știți că chiar emit acest spectacol an de an, dacă nu de 2 ori pe an, măcar o dată pe an emit, și foarte multe spectacole există acum puse la dispoziția publicului gratuit. Pe internet putem asculta foarte, foarte multe piese de teatru din dramaturgia românească, dar și universală. Bine, la fel și de pe scena radio, că aceste teatru erau anii aceia când se oprea, când erau doar 2 ore de televiziune, în schimb aveam la discreție radio. Și teatru, eu eram o mare pasionată a teatrului radiofonic. Unde mai toate piesele care se jucau pe scenele teatrelor sau nu puteau fi jucate pentru că erau sub cenzură, erau puse radiofonic și există această arhivă extraordinară. Sau erau pe acele discuri ale electrecordului. Da, eu trebuie să recunosc că una dintre piesele de teatru pe care le-am pus în scenă cu copiii, e vorba de o inspecție școlară în care juca Dem Rădulescu. Nu am găsit cartea. Nu am găsit cartea nici într-un anticariat, ea nu a mai fost republicată. Și atunci am ascultat această piesă de teatru și am redat-o cuvânt cu cuvânt, am scos scenariul pentru a o putea pune în scenă cu copiii. Vorbeai de Ioan Cojar, el moare în octombrie 2008. Boala, maladie de care suferea el a fost Parkinson, iar o maladie destul de gravă, dar asta este o boală a bătrâneții. Nu am cunoscut, doar având prilejul să cunosc foarte mulți actori tineri din noua generație care l-au avut ca profesor, și au rămas cu... Dar el a lucrat și cu Victor Rebenciu, cu Florina Cercel, cu Mariana Mihuț, cu Mircea Albulescu, un alt mare dispărut. Un alt actor dispărut recent de pe... Nicu Constantin, un alt actor îndrăgit. De altfel și Nicu Constantin, de Jean Constantin. Jean Constantin era de etnie țigănească, dar niciodată n-a făcut, ca și Ștefan Bănică. Vorbim de seniorul, de senior. Era cunoscut faptul că el era țigan și n-a făcut niciodată o... Talentul cred că nu are nici vârstă, nici... Da. Nicu Constantin moare în 15 septembrie 2009. De data asta el are probleme pulmonare grave. 30 de filme, 600 de emisiuni de radio, 300 de emisiuni de televiziune. La Gala Unitar din 2005 primește premiul special pentru Teatrul de Revistă și în 2006 premiul unitar pentru întreaga activitate. Despre ce alți actori ai vrea să vorbim dispăruți, marii dispăruți ai ultimilor 5 ani? A mai fost Ilarion Ciobanu, Colea Răutu, Marga Barbu, toți parteneri de scenă. Ciobanu nu era, nu făcuse Institutul de Teatru. Institutul de Teatru, da. Da. Marga Barbu, iar și toți parteneri de scenă ai... Marga Barbu, celebra actriță care a jucat împreună cu Florin Piesic, dar și Colea Răutu și... Categoric, Colea Răutu avea prin alura lui asiatică și prin asta și el a făcut o carieră internațională nemaipomenită. Eu am găsit un nume mai puțin cunoscut care a murit în 2009, e vorba de actorul Marius Ionescu, care și-a început activitatea la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, unde a jucat aici o stagiune, stagiunea 71-72. Iată că și el a dispărut. Apropo de Marga Barbu, celebră rolul Aniței din seria Haiducilor, dar și Agata din Drumul Oaselor, da, și spuneam că a jucat cu... un nume de rezonanță al scenei românești, marea doamna teatrului Dina Cocea. Dina Cocea, da. A murit în octombrie 2009 la 96 de ani. Iată o... Apropo de longevitate și de asta, ea 96 de ani, ea aici, știu eu, ca și timp a intrat în cartea recordurilor Radu Beligan, da. Radu Beligan, care este cel mai longeviv actor, da, și a intrat și este foarte apropiat ca spațiu al formării sale, al nașterii și al formării sale. Generații. La 14 decembrie 1918 se naște la Galben, Filipești, aici la Filipești, da, Radu Beligan, da. Și a murit anul acesta. Anul 20, acesta în ianuarie sau februarie? Nu, în 27-a. În 27, deci da. În 20 iulie la București. Așa, da, da. Am avut plăcerea să-l onoarea, de fapt, să-l întâlnesc și pe domnul Radu Beligan atunci când am participat la emisiunile de la Antena 1, de la Next Star. El a fost cel care a mânat premiul micuței și talentatei noastre, Carina. Care se află acum în Irlanda. Da, care se află în Irlanda acum. Și atunci am avut prilejul să schimb câteva cuvinte cu emeritul actor. El a fost totuși un personaj extrem de controversat. Să spunem că este un urmaș al unuia din frații lui Ion Creangă, membru de onoare al Academiei din 2004. În 27 martie 2011 obține acest stea pe alea celebrităților după modelul hollywoodian. Ziceam că în decembrie 2013 a intrat în cartea recordurilor ca cel mai longeviv actor, dar de ce spuneam că este controversat? Este unul din personajele care, așa cum știm, nu a putut rezista presiunilor făcute de regimul comunist, care le impunea, ca de altfel și astăzi, că dacă ne ducem la ziua de azi, vedem că și azi politicul are puternic amestec în așa este, artă. Și de obicei directorul de teatru este cel care... Da. Nu de asta, dar mă uitam, iată că actorul Florin Zamfirescu, unul din mari artiști și profesori a Universității de Artă Teatrală, da, a intrat și el mai recent în politică. De altfel, cu politica după Revoluția Cochetar și un arșinel au fost, pentru că politicienii întotdeauna au știut să se folosească de omul de artă care aduce voturi, aducător exact, de voturi. Da. Este aducătoare de voturi. Spuneam de Radu Beligan, el a fost și deputat în Marea Adunare Națională. Era în 1937, a terminat ca șef de promoție la Liceul Internat din Iași. Urmează nu facultate de teatru, cum s-ar fi așteptat oricine, ci în 37-38 urmează facultatea de drept și filozofie. Filozofie, foarte mult. După aceea face Academia Regală de Muzică și Artă Dramatică, având-o ca profesor pe Lucia Sturza Bulandra. 70 de ani de carieră. 70 de ani de joc de scenă. Regizor, da, actor, autor de piese, spunea de teatru. O prietenă, o bună prietenă actriță din București, că ea a avut prilejul de foarte multe ori să-l vadă pe scenă și îmi spunea că în ultima perioadă se deplasa din ce în ce mai greu, stătea mai mult într-un scaun, dar când se urca pe scenă avea acea ambiție extraordinară să pășească singur toate treptele, iar când intra în rol se transforma total. Metamorfozat. Da, exact. O metamorfozare uluitoare. Toți erau uluiți și înțepeniți de emoție și de uimire, de o rezistență fizică și ce impresionează, pentru că... Vă dați seama ce dorință puternică să te lupți cu corpul tău care... Propriul organism. Și mai este aici ceva, un miracol al ființei umane. Aceea, se știe că pe măsură ce îmbătrânește, omul își pierde funcțiile, abilitățile, organismului, dar iată că ceea ce contează cel mai mult într-o asemenea profesie este memoria. Memoria. La 96 de ani, păi deja de la 60 și începi să cam uiți. Deci să ai o memorie, să reții atâtea roluri și să poți juca la vârsta aceasta este un fenomen. Ca și actor trebuie o condiție fizică extraordinară, deci el și-a depășit foarte, foarte multe limite. Da, plus asta, apropo de depășirea limitelor fizice și cele ale organismului, auzeam în comentariile colegilor lui Ghiuri Pascu de ieri și de azi că, în general, în ultima vreme, artistul se plângea de dureri cumplite în ambele membri. Eu de aici deduc, eu care am început să cunosc, pentru că și eu am suferit același lucru, oamenii aceștia care joacă pe scenă, asta, ei sunt supuși oarecum și unor riscuri. Fumează foarte mult. Să ne gândim la calitatea sălilor de spectacol, unde sunt nevoiți să joace de cele mai multe ori săli neîncălzite, umezeală, toate... Da, aici și la Ghiuri Pascu, din câte am înțeles eu, a fost vorba de probleme de circulație și toate aceste, mai ales bolile de inimă, pentru că el a murit de un infarct. Și în fond un diabet. Eu am înțeles că nu s-a decis încă unde va fi mormântat, probabil familia nu s-a decis, deocamdată era la institutul, la IML, pentru a îi se face autopsie obligatorie, pentru că el a murit în locuința fostei sale soții, cu care avea niște relații deosebite. Spuneam astăzi de trecerea neființa lui Sebastian Papaiani, 80 de ani, Teatrul Odeon, roluri celebre. Da, foarte puțin vizibile în ultima perioadă, așa cum am spus, doar în câteva telenovele ce l-am mai putut vedea și în foarte puține emisiuni TV. Dau iar pagina și ajung în 14 septembrie 2008, Ștefan Iordache moare la Viena, stop cardiorespirator pe fondul unei leucemii, iată o altă boală, cancerul care a făcut travarii. Roluri celebre, vorbeam de Străinul, rolul în care eu l-am cunoscut jucând împreună cu Șerban Cantacuzino. Nu mai vorbim de rolul celebru din Cel mai iubit dintre pământeni, Oglinda, Ciuleanda, de ce trag clopotele, Mitică, Pruncul, Petrolul și Ardelenii, Închițitorul de Săbii, Bietul Ioanide. A jucat la Teatrul Notara, Teatrul Mic, Teatrul Național din Craiova. Un alt actor emerit care mi-aduce aminte acum, pentru că au fost aceeași generație, este Eusebiu Ștefănescu. Arta lor, iată, cânta extraordinar de frumos Ștefan Iordache, îl ținem minte în... Acel duet celebru cu Sandalado și nemaipomenit, deci un alt artist complet. Păcat că nu a avut copii, că marea majoritate sunt oameni, cum să spun, oameni normali, absolut. Iată că Radu Beligan a avut 4 copii, din care în ultimul spectacol regizorul juca chiar alături de fica sa, la Mia Beligan. Da. Bine, și tot atâtea căsnicii. Probabil că este un alt inconvenient al meseriei, acela de a menține greu o familie, pentru că actorul se dedică scenei, muncii sale. Există și din punctul acesta, da, exact. Și din punctul acesta este extrem de egoist cu ceea ce înseamnă viața privată. După mine este extrem de greu să te transpui în și să găsești o persoană care să te înțeleagă și să-ți accepte toate aceste plecări și venituri da. mai modeste sau care nu sunt constante. Da, asta e adevărat, plus ei au avut probleme și în ceea ce înseamnă a avea un viitor, în a doua parte, viitor, că nu putem vorbi de viitor, de a avea asigurată existența în cea de a doua parte a vieții, unde omul îmbătrânește și pomeneai mai înainte de Ilarion Ciobanu. El moare la 7 noiembrie 2008, cunoscut și el în Nemuritorii, Profetul Aurul și Ardelenii și multe alte. Și în Pânzele Sus a jucat, dacă și în toate Pânzele Sus. Da. O distribuție extraordinară. Toți actorii mari care au plecat au jucat în 13 mai 2008, Colea Răutu. Moare la Spitalul Universitar din București și el cunoscut în Răzbunarea haiducilor, Răpirea fecioarelor, Zestrea domniței Ralu, Haiducii lui 7 cai. Majoritatea, din câte mi amintesc eu, regizate de Sergiu Nicolaescu, da. Of, un alt monstru sacru, Florian Pitiș și Adrian Pintea. Și Adrian Pintea. Florian Pitiș moare în 5 august 2007, 63 de ani doar. Da. De data aceasta răpus de un cancer de prostată, în timp ce Adrian Pintea, celebru și el haiduc, moare la 8 iunie 2017 de o ciroză hepatică la Spitalul din Fundeni, asociat cu o hipertensiune și o insuficiență cardiacă severă. Și Florian Pitiș și Adrian Pintea erau printre actorii preferați ai lui Sergiu Nicolaescu. Da, Florian Pitiș are și un festival de teatru la București care îi poartă numele și de fapt are două secțiuni, teatru și muzică. Da, și este și unul din promotorii muzicii rock din România, de foarte bună calitate și unul din cei care a avut curajul, pentru că în perioada comunistă trebuiai să ai curajul să susții o muzică care era apreciată ca fiind decadentă. Vorbim de aici de muzica rock. Și se spunea de asemenea, citeam în documentarea pe care o făceam azi pentru emisiune, faptul că Florian Pitiș a fost una din vocile, pentru că un actor trebuie să aibă și voce. Este vorba de vocea radiofonică, este vorba de vocea, pentru că puțin știu că aceste mijloace moderne, cum sunt televiziunea, cum este radioul, distorsionează calitatea vocii umane, motiv pentru care și Sergiu Celibidache ne-au rămas foarte puține înregistrări pentru că oamenii aceștia nu vroiau să se înregistreze, mai ales partea muzicală a creației. E o diferență extraordinară. Vedem și un spectacol de teatru filmat. Nu se compară cu emoția și cu sentimentul pe care îl trăiești atunci pe viu. Dar sunt lucruri care trebuie să rămână în 2015, 4 martie, pleacă dintre noi un alt mare actor al acestei generații, vorbim de Gheorghe motoi, el se duce tot la o vârstă din asta apropiată, 79 de ani. Vedem că cam toți sunt în jurul... În 80, 79... De la 50 și da, cel mai tânăr, da, cum a fost el, până în jurul aproape de centenar. El este cunoscut în filme ca Trecătoarele iubiri, Frații Jderi, Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu, tot asemenea filme istorice. Eusebiu Ștefănescu, actor, 70 de ani, iată că el este răpus de o tumoră cerebrală, actor la Teatrul din Ploiești. Da. Da, o plecare foarte rapidă. L-am cunoscut pe domnul Eusebiu Ștefănescu în cadrul unui festival de teatru de la Sinaia. Aveam pus în scenă piesa Veșnicie provizorie, pe care o jucau cei doi actori romașcani acum, foști membri ai trupei de teatru Gong, Amalia Popa și Vlad Ianuș. Și a fost foarte impresionat că există pe YouTube un interviu al actorului în care vorbește despre spectacolul nostru și chiar ne-a oferit marele premiu al acestui festival, pentru că a fost foarte impresionat de cei doi copii care au făcut niște roluri de compoziție, pentru că jucau rolul la doi bătrânei. Și el a fost decanul facultății de teatru de la Spiru Haret, de la Hiperion. A jucat în filme Colierul cu turcoaze, Ringul, Figuranții, Liceenii Rock and Roll, un serial, da, cinematografic în care a jucat, s-au consacrat Ștefan Bănică Junior, Oana Cântăreața de muzică. Da. Și adorat de liceeni, generația aceasta de liceeni, chiar și la atâția ani. Mihaela Juvara, 84 de ani, Teatrul Bulandra, spectacole 30 de arginți, Ivanov, Tinerii căsătoriți caută cameră, Undeva e lumină, Casa cea nouă, Romeo și Julieta la sfârșit de noiembrie, Hamlet, Mizantropul. Moare și ea în același an, 2015. Uite și o regizoare, Malvinia Urișianu, moare la 88 de ani, cunoscută Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu, Figuranții, Liniștea din adâncuri, Serata, Gioconda fără surâs, Trecătoarele iubiri, O lumină la etajul 10, a scris și a scenarii de filme, a scris și a regizat. Actrița, o actriță am găsit aici de la Teatrul Evreiesc, care moare în 14 august 2015, Leonie Eliad, Valdeman Eliad, la Teatrul Evreiesc, moare la vârsta de 83 de ani, celebră în un regele lir hevreu, Oana Ichim, 48 de ani, este o actriță, fiica dramaturgului Paul Ichim, a jucat 20 de ani la Teatrul Mic, tot în 2015, toți mari actori dispăruți în 2015. Dan Constantin Nasta Popescu, 96 de ani, a jucat în Despot Vodă, în Hamlet, Ligia al treilea. Teatrul Național București? Sau... Da. 7 octombrie 2015 moare actorul Ciprian Fanaca, colaborator al grupului Divertis, la 53 de ani, o lungă și grea suferință. Este celebrul rolul Fachiru din sketch-urile grupului Divertis, Distractis și Brigada Mecanică. O actriță cu mai puține apariții rămâne Mizura Arghezi, este fiica celebrului Tudor Arghezi, care moare la 90 de ani, în 27 octombrie 2015, este cunoscută, a jucat în câteva filme, dar este cunoscută ca păstrătoare a operei artistice, a poeziilor de la Mărțișor ale tatălui său. Mircea Anca, actor, regizor, moare la 55 de ani, bolnav de leucemie, joacă la Teatrul Național din București, rolul Macbeth, Eduard al III-lea, Jocuielelor, Apus de soare. Actorul Sorin Medeleni, mort la 63 de ani. Iată că sunt printre acestea și nume mai puțin cunoscute. Mai puțin cunoscute, poate nu au fost atât de vizibile public, da, în apariții TV sau... dar probabil au avut roluri 37 de ani, joacă pe scena Teatrului Mic. Profesiunea doamnei Warner, Mata Hari, dincolo de legendă. Uite... Vedeam că în 2015 au plecat dintre noi 39 de mari personalități. Nu vorbim aici numai de actori, vorbim și de cântăreți, și de scriitori, și de jurnaliști, și sunt lucruri care rămân în tezaurul acesta artistic al... O bogăție imensă, cum putem spune, imensă. Un ochi plânge, unul râde, nu? Da, aș vrea să abordăm acum o altă chestiune. Ce lăsăm în loc? Ce lăsăm în loc și cum lăsăm în loc? Lăsăm în loc tinerii de astăzi care... Chiar dacă nu au acea vizibilitate de care s-a bucurat mai vechii noștri artiști, avem tineri remarcabili, care iată că se disting atât în viața teatrală cât și în filmul european, să nu uităm de numeroasele premii pe care le aduce cinematografia românească la vremea actuală. Datorită activității mele, să știți că am avut prilejul să cunosc foarte, foarte mulți actori din generația tânără, dar care nu au la fel de multe resurse pentru a fi atât de vizibili. Asta nu înseamnă că nu există teatru de calitate. În București sunt zeci de locații unde se joacă în fiecare seară teatru. Nu au același acces pentru că marele teatre nu au posturi disponibile, nu scot posturi la concurs, nu mai angajează nimeni actori în România. Foarte, foarte puține locuri apar și atunci sunt nevoiți să-și dezvolte proiecte individuale și să joace de cele mai neconvenționale locuri. Și să joace de cele mai multe ori în locuri neconvenționale. Dar există, dar sunt extrem de inventivi. Sunt extrem de inventivi, au împrumutat foarte mult pentru că, ca în oricare formă de artă, și teatrul se upgradează și împrumută fel și fel de curente și de tendințe noi, moderne, pentru a răspunde nevoilor și dorințelor publicului. Are nevoie societatea contemporană acum de profesionalizarea meseriei acestea de actor sau de cântăreț, sau ea se mai poate face după ureche, cum spuneau așa, lăutărește? Are nevoie până la un punct, dar cred că talentul și profesionalismul va răzbate întotdeauna în determentul celor care, chiar dacă au absolvit o școală, poate nu sunt înzestrați cu același talent. Care este capacitatea acestei profesii de a instrui, mai ales tânăra generație, și de a o conecta la marile valori ale spiritualității române și universale, pentru că atât teatru cât și filmul au un potențial imens acesta de a racorda generația tânără și generațiile actuale la ceea ce înseamnă valorile culturale naționale și mai nou europene și universale. Să știți că facultățile de teatru, cel puțin pe care le cunosc eu din București, încă se mai bucură de un număr de profesori emeriți ai scenei românești care îndrumă acești viitori artiști și se fac destul de multe coeziuni și foarte multe spectacole în care sunt introduși tinerii actori. De exemplu, să ne gândim la Marius Manole, care joacă alături de Mariana Mihuț, de Victor Benjuc, de Medea Marinescu, foarte, foarte mulți actori din generația tânără care reușesc să intre în marele teatre, chiar cu marele teatre acum oferă posibilitatea tinerilor artiști să propună un spectacol, un proiect individual, iar acesta, dacă este destul de bun, să treacă în stagiunea teatrului respectiv, chiar dacă nu este inițiativa teatrului. Mai greu, știm cu toții condiția actorului din ziua de astăzi. Există și cazuri fericite și de asta spun și vă spun din propria experiență că acolo unde există talent și un pic de noroc, de exemplu Amalia Popa a fost membra trupei Gong, anul acesta a absolvit Facultatea de Teatru Hiperion și este angajată a Teatrului Masca din București. O realizare extraordinară pentru că foarte, foarte puțini copii care termină o formă de învățământ superior, mai ales în domeniul artelor, primesc un loc stabil. Îți mulțumesc pentru prezența în această emisiune Maraton, în care am vorbit despre marile nume ale scenei românești și ale teatrului românesc, care din păcate ne părăsesc. Nu pot să spun cu bucurie, pentru că a fost o undă de tristețe și am readus. Poate știți cum acești actori nu vor dispărea niciodată, atâta timp cât noi o arhivă sentimentală. Noi vom pomeni și le vom viziona în continuare filmele și capodoperele pe care ni le-au lăsat drept moștenire. Vă mulțumesc tare mult, stimați telespectatori, și pentru această interesantă, și mulțumesc invitatei mele pentru această interesantă trecere în revistă la ceea ce se întâmplă în această lume fascinantă a teatrului, dar și a micului și marelui ecran. O zi bună!